Să le facem. Bună seara tuturor, este ora 5 după amiază. O să începem traseul prin București demolați. Asta este singura oprire complicată din punct de vedere al mașinilor și al traficului. În rest ne vom plimba prin trei insule de identitate, trei insule istorice pe unde nu trece niciodată nimeni, ceea ce va fi ușor din punct de vedere al deplasării. Sper să nu atragem atenția nici poliției, nici jandarmeriei, dar oricum n-am fost oprit 10 ani de zile, n-o să fiu azi. O să vă invit să veniți mai aproape un pic ca să nu deranjăm în niciun fel traficul. Aș vrea să mă asigur că ne auzim, că mă aud. E mai bun loc? Bun. Direcția pe care o să mergem este către strada Sapienței și strada Vigilenței. Vom traversa Bulevardul prin Statele Unite și facem stânga pe lângă Dâmbovița. Suntem la sud de Dâmbovița, dar despre asta o să las cu Alberto să vă vorbească. Ne plasez un spațiu întâi. Da. Mă aud? Mă aud. Ne aflăm în ceea ce odată se numea Piața Operetei, astăzi poartă numele de Piața Națiunile Unite. Să vorbim puțin despre statul nostru, panoramă. În stânga mea avem biserica, în dreapta mea, pardon, stânga dreapta, avem biserica Sfântul Spiridon. Biserica Sfântul Spiridon vechi, biserica care a fost demolată în perioada comunistă și care a fost refăcută. Ești sabotat. Sper că nu de tine. În anii 90 a fost refăcută. Blocul Gioconda, un bloc cincizecist care s-a ridicat pe temeliile unor începuturi de construcție care datează din perioada primului război mondial. Aici voia să fie la momentul respectiv Senatul, gândit după modelul de la Washington, dar, mă rog, a venit războiul, au venit războaiele și n-a ieșit decât blocul Gioconda. Puțin mai în față se află Palatul de Justiție, Dâmbovița, care a fost la finalul anilor 80 decopertată, după ce în anii 30 a fost acoperită. Ok. Aceste blocuri și aceste centură de imobile construite în anii 80 ascund niște insule de identitate, cum am zis și mai devreme. Și aceste traseuri de bulevarde peste țesutul organic care s-a construit în câteva sute de ani a blocat practic anumite artere care dădeau importanță acestei zone și o să vedeți că această dispunere a bulevardelor le aruncă cumva în afara orașului. Suntem foarte aproape de Piața Unirii, suntem foarte aproape de kilometru zero. Obișnuit să vă amintiți această parte foarte aglomerată în următoarele 10 minute, pentru că să vedeți că o să intrăm într-o zonă unde totul este diferit, unde este liniște și o să ne simțim destul de mult în anii 80, în anii 70, poate și mai devreme.